Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 9 martie 2021. Dumnezeu și banii. Prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Biblia ne asigură că Dumnezeu nu este sărac. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul, în Hagai, capitolul 2, versetul 8. Ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Am citat din Psalmul 50, versetul 10. Acum, întreabă-te. Dacă ai fi milionar, te-ai bucura să-ți vezi copiii zdrențăroși și înfometați? Clar că nu. Ei bine, nici Dumnezeu nu se bucură. Apostolul Pavel scrie în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, cu toate că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Am încheiat citatul. Poate ai citit acest verset și te-ai gândit că Pavel vorbește despre bogăția spirituală și nu despre bogăția financiară. Să citim versetul din această perspectivă și să vedem dacă are sens. Cel ce a fost bogat spiritual s-a făcut sărac spiritual de dragul nostru, pentru ca prin sărăcia lui spirituală noi să ne putem îmbogăți spiritual. Așa scrie? Nici de cum. Când a fost Domnul Iisus sărac spiritual? Versetul vorbește foarte clar și nu este loc de îndoială. Ca voi să vă îmbogățiți. Punct. Acum, cuvântul bogat înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți. În unele țări ești considerat bogat dacă ai un acoperiș deasupra capului, 3 mese pe zi și o bicicletă cu care să mergi la serviciu. De fapt, acesta este cel mai bun moment pentru a discuta despre cuvântul prosperitate sau propășire, un cuvânt biblic pe care s-a abuzat mult în ultima vreme și care a fost înțeles foarte greșit. Prosperitate înseamnă pur și simplu a avea suficient ca să faci voia lui Dumnezeu. Are Dumnezeu un plan pentru viața ta? Sigur. Vrea El să ai suficienți bani ca să împlinești voia sa în viața ta? Da. Așadar, acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta.